Bună, dragilor! Mă bucur foarte mult să vă am din nou la mine pe canal. Astăzi am pentru voi un video cu MTs, cu produse terminate. Deja cred că s-au făcut 2 luni de când am făcut ultimul video, așa că mi-am seama că s-au strâns destul de multe și vreau să vi le arăt și voi și să vă spun cât o mică părere despre fiecare produs în parte. O să încep cu brusele de curățenie. Acest Fairy cu miros de rodie. Mi-a plăcut foarte mult. Fairy, în general, este un produs, un detergent de vase destul de bun, iar acesta cu rodie mi-a plăcut cel mai mult pentru miros. Deci, dintre toate Fairy care există aici pe piață, cu lămâie, cu nu mai știu cu ce, acesta mi-a plăcut cel mai mult. Am avut un produs de la acest brand Vim pentru curățenie cu miros de săpun alb. Ei spuneau că e pentru faianță, pentru mobilă, baie și bucătărie. Vă spun sincer că miroase atât de puternic, încât singurul loc în care am putut să-l folosesc a fost baia. Și chiar și acolo mi se părea că nu puteam să respir atunci când îl foloseam. Mie îmi plac în general produsele cu miros destul de puternic, dar acesta a fost atât de puternic și pentru mine, încât cu siguranță nu o să-l mai recumpăr. O soluție pentru geamul de la Ernet cu acesta a fost cu oțet și nu mi-a plăcut absolut deloc. Oțet și cu mere, mirosea cumva mere stricate sau ceva de genul acesta. Este un produs pe care cu siguranță nu o să-l mai recumpăr. Odorizant pentru vasul de toaletă de la Bref. Aici au fost 2 bucăți. Cel mai mult îmi place acesta de la Bref. Din tot ce am încercat până acum, mi se pare cel mai bun de pe piață, care poate fi găsit, de exemplu, în supermarket. Nu știu, poate există altele mai bune în alte magazine online, dar din supermarket, dacă te duci, acesta este cel mai bun. Cu siguranță o să mai recumpăr, desigur. Un detergent de vase de la Bingo cu miros de flori nu prea mi-a plăcut. Mirosul nu mi s-a părut atât de special pe cât mi-aș fi dorit. Iar ca și produs este cumva cu mult sub Fairy, motiv pentru care nu cred că o să-l mai recumpăr, cel puțin nu în această variantă. De la Dixie am avut o soluție pentru pardoseală, pentru lemn, și a fost cu miros de migdal. Mi-a plăcut foarte mult, dar sincer nu o să mai am în cantitate atât de mare cât are asta, 2,5 litri. Mi-a luat foarte mult timp să termin acest produs și sincer mă plictisisem de miros și mă plictisisem de produs, vreau să încerc altceva. Plus că mi se pare că atunci când vine într-o cantitate mai mare, cumva produsul este mai diluat decât atunci când l-ai cumpăra într-o cantitate mai mică. Asta este părerea mea, nu știu. Dacă vi se pare la fel, chiar vă rog să-mi spuneți. Ariel cu Oxy Action, cred, sau Oxy ceva. Acesta îmi place cel mai mult de la Ariel. Înainte îmi plăceau capsulele, erau niște capsule în România, nu mai știu, erau cu ceva roz sau mov. Acelea miroseau cel mai bine. Iar Arielul simplu, din acesta lichid, mie nu-mi place, cel puțin aici în Turcia. Mi se pare că hainele miros un pic, nu știu, rânceț sau nici nu știu cum să zic, nu-mi place. Dar acesta cu Oxy mi-a plăcut foarte mult, a spălat foarte bine și cu siguranță o să-l mai recumpăr pe acesta. Mă rog, este și un produs nou, iar când produsele sunt noi, de obicei sunt mult mai bune, nu știu, după aia le schimbă și nu mai sunt la fel cum au fost la început. De la Domestos am avut acesta fără clor, este o variantă a Domestos fără clor. Aceasta a fost cu miros fresh, ceva de genul acesta. Am mirosit foarte bine, într-adevăr. Mă bucur că este fără clor, dar nu pot să spun că curăță la fel de bine ca Domestosul original. Mai este unul pe varianta albastră, tot așa fără clor. O să vreau să încerc și pe acela prin prisma mirosului, dar vă spun că nu se compară cu Domestosul original. Deci trebuie să am în casă oricând un Domestos din acela normal, clasic. Că tot vorbeam de Domestos, am luat o variantă din Carrefour, care a trebuit să facă exact același lucru, am luat pentru că era la jumătate de preț. Face o treabă bună, dar nu la fel de bună ca Domestos, asta e clar. Mi se întâmplă uneori la duș să se depună diverse chestii și atunci, de obicei, las Domestos acolo să stea un pic și după aia vin cu apă și se curăță. El acesta trebuia să vin și cu perie ca să frec, ca să se ia
tot ce se depunea, mă rog, de la stăpân, de la așa mai departe. Este o variantă bună în cazul în care sunteți într-un buget limitat și vreți să luați ceva, dar nu Domestos pentru că este foarte scump. Dintr-un magazin de produse din acestea mai scumpe, BIM de aici, am luat un balsam pentru rufe Bulut. Nu știu ce să vă zic, ce miroase, miroase a flori, după cum se poate vedea pe ambalaj. Mi-a plăcut cum mirosea în sticlă, în schimb nu mi-a plăcut mirosul pe haine, nu știu de ce. M-am chinuit foarte mult să scap de el, să-l termin, pentru că dacă nu-mi place mirosul, nu vine să spăl cu el. Mă rog, să clătesc rufele, că practic nu le spală, le clătește, dar l-am terminat într-un final, nu o să-l mai recumpăr. Este un produs bun, doar că nu mi-a plăcut mirosul. Probabil o să cumpăr ceva asemănător acestuia. De la Glade am cumpărat aparat plus rezervă cu miros de lenjerie curată sau ceva de genul acesta. Este de acela mic pentru baie, miroase foarte puternic și cu siguranță o să-l mai recumpăr. Chiar am luat de curând și cu varianta de lavandă, dar acesta miroase foarte, foarte puternic, este foarte bun. O să vă arăt și acest pervol pentru rufe colorate. Mai am puțin în el, dar o să-l termin astăzi, iar apoi o să-mi doresc să-l arunc direct la gunoi. Mi se pare un detergent bunicel, mai ales că nu este foarte scump și cu siguranță o să-l mai recumpăr. De la Selpac am avut aceste șervețele. Eu l-am folosit ca să mă șterg pe față. Știți că nu mă șterg cu prosopul, mă șterg cu șervețele din acestea. Este cu 3 straturi, mă rog, au fost șervețele cu 3 straturi și îmi place foarte mult ambalajul, se potrivește de minune în baie. Și am avut și de la Kleenex, dar nu știu ce s-a întâmplat, nu mi-au plăcut absolut deloc, au fost foarte subțiri, motiv pentru care trebuia să folosesc câte 2-3 deodată. Nu știu ce s-a întâmplat, eu am mai folosit Kleenex, mă rog, nu în cutia, nu în cutia aceasta cubică, în aceea dreptunghiulară și știu că erau foarte, foarte bune, chiar am rămas surprinsă, dar nu știu ce s-a întâmplat. O să le mai încerc încă o dată pe cele în cutia dreptunghiulară să văd dacă acelea încă sunt bune, poate doar acestea care vin în cutii cubice sunt mai subțirele. Aici am avut niște pungi de acelea care se închid ermetic, au fost ok, 10 bucăți. Mie îmi place brandul acesta Cook. În Turcia, au produse bune și tot de la ei am mai terminat tot așa punguțe, acestea fără, nu se închide ermetic, erau pungi normale, din plastic, 30 de bucăți. Eu am nevoie pentru că atunci când îl scot pe lemn afară trebuie să curăț, în urma lui nu pot să-l las. Nu pot să-l las murdar. De la Fairfresh am avut tot așa o soluție pentru suprafețe multiple cu oțet și cu miros de flori. Mie îmi place foarte mult acesta, în special cu miroase. Soțului meu nu-i place din cauza oțetului, dar miroase la început a oțet, după care nu mai miroase. Lasă așa un miros de flori și îmi place foarte, foarte mult. De la brandul Bingo am avut acest balsam pentru rufe sensitive. Mi-a plăcut foarte mult, mirosea foarte bine, dar mi-a plăcut foarte mult când l-am cumpărat, pentru că mirosea foarte bine. Dar să știți că a fost foarte diluat, ceea ce nu mă așteptam cumva, pentru care doar un litru, de obicei astea la un litru sunt destul de concentrate, dar acesta mi s-a părut diluat și nu prea ținea mirosul pe rufe. Din păcate nu o să-l mai recumpăr. Îmi pare rău, asta e. Am vrut să fie bun, dar n-a fost. De la Alouette, acestea sunt la fel, doar că li s-a schimbat ambalajul. Înainte arătau așa, acum arată așa. Este hârtie igienică umedă cu miros de unt de shea și îmi place foarte mult. Eu le cumpăr din magazinele Rossmann. Am terminat aici 2 bucăți, după cum puteți vedea. Tot de la ei le-am terminat și pe acestea cu miros de flori de cireș, care îmi plac foarte mult. Chiar îmi plac mai mult decât cele cu unt de shea. Și sunt destul de bune, mă refer că sunt grosuțe, nu sunt subțiri, comparativ cu acestea pe care le-am luat dintr-un DM din Germania, Cotonel. Miroseau relativ bine, să spun, aveau un miros foarte, foarte delicat, adică trebuia să-i le duci la nas, mă rog, înainte să le folosești, desigur, dar au fost foarte subțiri. Nu le-aș recomanda, eu personal nu le-aș mai cumpăra dacă le-aș vedea pe undeva asta departe de ele.
de la Finish tablete pentru mașina de spălat vase, cât au fost aici, 50 de bucăți, îmi place foarte mult. Fairy este primul, după care urmează acest finish. Astea sunt cele mai bune pentru mașina de spălat vase. Am încercat foarte multe branduri diferite. Acestea două mi se par cele mai bune. Probabil o să mă rezum la ele. Am avut și din România, am cumpărat aceste șervețele antibacteriene de la Septona. Să știți că mi-au plăcut foarte mult, adică mi-au plăcut cu miros, pentru că nu pot să-mi dau seama dacă chiar desinfectează mâinile sau nu. Dar mirosul este unul care pur și simplu de ce cu gândul la merele astea verzi, foarte suculente, foarte dulce acrișoare. Am avut și filtre pentru cafea, tot de la Rossmann cumpărate, din gama aceasta Rubin. Din păcate am luat din greșeală numărul 2, eu aveam nevoie de numărul 4, dar le-am folosit oricum pe acestea. Tot hârtie igienică umedă de la Selpac, o cumpăr pentru că îmi place foarte mult cum miroase și este și de foarte bună calitate, tot așa hârtia igienică este destul de grosuță. De la Pampers, în Turcia se numesc Prima, am luat șervețele din acestea umede. Le-am cumpărat deoarece era un pachet de 3 bucăți și era redus la preț acel pachet, dar nu mi-au plăcut de nicio culoare, mi s-au părut foarte subțiri. Nu știu, sincer, pentru cât costă, pot găsi șervețele umede mult, mult mai ieftine. Acestea au fost fără miros pentru piele sensibilă, dar nu le-aș mai recumpăra, nu le recomand. Nu mi-au plăcut absolut deloc. Din DM-a am avut această hârtie igienică umedă la Sanft Share, habar n-am cum se pronunță. Nu mi-a plăcut aceasta, mi s-a părut subțire, dar cred că nu este din gama aceea de lux, aceasta clasică, nu știu, mi se pare că acelea vin într-un pachet mai mare, habar n-am, dar aceasta, mie sincer, nu mi-a plăcut pentru că era subțire, trebuia să folosesc câte 2-3 deodată. De la Bath & Body Works am avut acest Wallflower pentru aparatul acela electric, acest s-a numit Magic in the Air. Mi-a plăcut la început pentru că mirosea cumva vanilat, dar nu recomand aceste Wallflowers de la Bath & Body Works pentru că miros 3-4 zile puternic, după care trebuie să te duci cu nasul în aparat ca să simți ceva. Sunt destul de scumpe, cred că am dat undeva la 60 de lire pe o bucată, asta vine 30 ceva de lei. Cele de la Glade mi se par mult mai bune sau de la Airwick. Nu, n-am fost mulțumită de acest produs. Am avut săculeți pentru... Să-i pun pe toți în aceeași... Am avut acest săculeț pentru șifonier, Flower Bouquet, de la Carpex Home. Miroseau foarte bine, dar să știți că nu am mirosit absolut deloc în șifonier și au pierdut foarte repede mirosul, adică în 2-3 zile nu mai miroseau nici ei săculeții absolut deloc. Și nu i-aș recomanda, nu o să mai recumpăr de la acest brand, dacă pentru prima oară când am încercat, dar m-am lăpuit. De la BIM am luat tot așa odorizant pentru vasul de toaletă activ bloc, acesta a fost cu lămâie. Câte bucăți? Au fost 2 bucăți, dar au fost foarte lungi, cam așa erau bucățile. A fost bunicel, ieftin și ok. L-aș mai recumpăra, dacă nu aș avea și aș fi în magazin acolo, probabil că l-aș mai recumpăra. De la Glade am avut această rezervă cu miros de lenjerie curată, clean linen. Miroase foarte bine acesta, miroase foarte puternic. L-am în aparat, cred că deja de o lună de zile și l-am ținut la minimum. Nu s-a consumat nici jumătate din el. Probabil dacă îl dau la maxim, se consumă cam în 3 săptămâni, dar dacă îl țineți la minim, probabil o să poate ține și 2-3 luni, cred. Ceva de genul acesta. Și vreau să vă mai arăt, am avut 2, nu știu de ce apare doar unul, probabil pe celălalt l-am aruncat din greșeală. De la Raid am avut... aceste odorizante / anti-moli. Eu v-am mai spus, eu nu am moli în șifonier, în dulap, n-am moli de haine, dar mi se întâmplă uneori să am moli de bucătărie. N-are nicio legătură, știu, doar am specificat acest lucru. Acestea miros extrem, extrem, extrem de bine. Extrem de bine, mi-au plăcut foarte mult. Miroase așa un parfum lemnos, exact, că spun că... Când v-am spus cu ce, cu miros plăcut, cu pin, cred, cedru, ceva, cu cedru, da, că
scrie aici un pic cedru, miros foarte bine. Nu le-am găsit când am fost ultima oară acum în România, m-am uitat după el, dar am văzut decât pe cele cu lavandă, pe acestea nu le-am văzut. Am terminat cu produsele de casă, curățenie, am să trec la produse cosmetice. De la Head & Shoulders, soțul meu a terminat acest șampon Men Ultra cu cafeină. Îi place foarte mult. De când i-am luat Head & Shoulders pentru prima oară, n-am mai folosit nimic altceva. El are probleme cu mătreața și acesta este singurul șampon dintre toate care a funcționat pentru el. Aici am avut un săpun lichid Bella. A fost foarte ieftin, a costat 2 lire acest săpun, adică mai puțin de 1 leu la momentul actual. Nu mă așteptam la foarte multe de la acest săpun, mă așteptam să usuce mâinile. De mirosit nu prea a mirosit cine știe ce, dar surprinzător nu a uscat mâinile. A fost bunicel pentru 2 lire, chiar le recomand. Mi se pare un săpun lichid bun pentru cât am dat pe el. De la Isana, aici am cumpărat eu crezând că este un gel de duș cu miros de eucalipt, dar s-a dovedit de fapt de drept a fi o spumă cu miros de eucalipt. A folosit-o soțul meu în loc de gel de duș și a plăcut foarte mult, mirosea foarte natural, nu avea nici de cum un miros sintetic, cu siguranță o să mai recumpăr acest produs. De la Dove am terminat acest gel de duș cu miros de pară, miroase super, este... Pentru vară mi se pare extraordinar de potrivit. Am vorbit de el și într-un clip cu produse favorite pentru vară. Cu siguranță am să recumpăr. O cremă de picioare de la Himalaya. Crema aceasta este aproape plină. M-am chinuit din răsputeri. Mie nu-mi place să arunc produse pe care nu le-am terminat, dar nu mai pot folosi această cremă și n-am putut să o folosesc de la bun început din cauza că miroase exact a cremă pentru epilat sau de depilat. Miroase foarte urât. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu dacă așa ar trebui să miroasă, dacă am nimerit eu un produs expirat. Expirat nu, de fapt nu este expirat. Dacă am nimerit eu un produs care a fost deschis și ținut pe undeva, habar n-am, să-mi spuneți și voi dacă ați încercat-o vreodată și cum vi s-a părut, pentru că eu nu recomand acest produs. Miroase foarte urât. Încă un săpun de mâini, de data aceasta de la Dalan, cu miros de bujor. Este dintr-o gamă nouă apărut aici în Turcia, au apărut 3 mirosuri diferite. Este unul cu bujor, mai e unul cu frezie și încă unul cu, nu mai amintesc exact cu ce, dar probabil o să-l am eu aici, urmează acum vi-l arăt. Deci acesta cu bujor mi-a plăcut foarte mult, miroase foarte bine. Și tot de la ei l-am avut pe acesta cu lotus, da. Și acesta a mirosit chiar mai bine decât cel cu bujor. Și mai urmează să-l cumpăr pe cel cu frezie, să văd cum miroase și acela, dar mi-au plăcut foarte, foarte mult. Au parfumuri deosebite, așa florale elegante. De la Hello Nature CC of Sweden am avut un șampon. Acesta era cu ulei de argan și nu mi-a plăcut deloc. Nu știu, nu... Dacă era părul meu destul de curat și, nu știu, trebuia să plec undeva și vreau să mă spăl, era ok. Dar dacă aveam fixativ sau dacă stăteam prea mult cu părul nespălat și era destul de murdar, atunci nu spăla suficient de bine. Nu o să-l mai recumpăr. Chiar sunt curioasă dacă l-ați folosit, cum vi s-a părut. Mie una nu mi-a plăcut deloc. De la ABC am avut un miros... Am avut un săpun lichid de mâini cu miros fresh, cu miros de ocean. Mi-a plăcut, a fost foarte bun. De la Mizon am mai terminat și acest toner pentru față cu extract de melc. Mai puțin să-l scot și din cutie, să vi-l arăt. Aceasta a fost o variantă mai mică a produsului. L-am primit într-o cutie, ceva de genul Discovery Box. Așa arată. Mi-a plăcut foarte mult acest produs și cu siguranță am să-l cumpăr în varianta mai mare. Hidrata foarte bine, lăsa tenul foarte luminos, nu are miros, nu lăsa textură, nu simțeai nimic gras pe față, pur și simplu. Chiar am văzut efecte. Imediat cum mă dădeam cu el pe față, observam că tenul meu devine mult mai luminos și mi se pare un produs bun.
Doar că el, în mod normal, ar trebui să vindece pielea. Adică, mă refer, dacă ai un coș și îți rămâne un pic de semn, el ar trebui să grăbească vindecarea. Să știți că nu face asta. Din păcate, eu am un semn undeva pe aici, nu are cum să se vadă pentru că am fond de ten acum pe față, dar nu mi-a adus nicio schimbare. Am avut un coș foarte mare acolo, pe care nu l-am stors, a fost pe sub piele, dar cumva mi-a rămas semn. Și nu m-a ajutat, dar este un produs foarte hidratant și care oferă luminozitate și recomand. Am terminat și acest gel de duș de la Duru cu ulei de argan. Să știți că miroase foarte bine acesta. Gelurile de duș de la Duru în Turcia miros toate foarte bine, sunt foarte puternice. Rezistă pe piele după ce ieși din duș, culmea, vreo 2-3 ore miroși încă a gelul de duș pe care l-ai folosit. Și sunt produse bune, le recomand dacă locuiți în Turcia. Chiar vă recomand, în România habar n-am dacă se găsesc. De la Altera, o marcă care se găsește în Rossmann, am avut acest deodorant cu ulei de jojoba, și cu, nu mai văd cu ce mai era, și cu salvie. Să știți că mi-a plăcut foarte mult acest deodorant. Eu l-am luat când era la discount, am vrut să-l iau și acum, dar era foarte scump pentru că nu l-am mai găsit redus. Dar o să recumpăr pentru că încerc să folosesc mai mult produse fără aluminiu, iar acesta nu are. De la Dove Baby Head to Toe am avut un gel de curățare. Eu l-am folosit pentru igiena intimă, pentru că nu are miros, nu are parfum și mi s-a părut foarte ok, mi s-a părut bun. Cu siguranță o să-l mai recumpăr pentru acest scop și m-a ținut foarte mult această sticlă. Are 400 de mililitri, cred că m-a ținut câteva luni bune. De la Nivea, Care & Orange, cred că toată lumea știe deja, este un gel de duș foarte bun. Îmi plac gelurile de duș de la Nivea, mi se par foarte hidratante, la fel de hidratante aproape ca cele de la Dove. Și cu siguranță o să-l mai recumpăr pe timp de vară, pentru că n-aș putea să folosesc ceva portocală în perioada aceasta. De la Isana, tot din Rossmann, am avut un gel de duș Summer Nights cu cocos și portocală. Se simțea portocala, cocosul nu prea. Fapt care m-a bucurat, pentru că nu mă omor după cocos în general. Mi-a plăcut foarte mult mirosul, mi s-a părut foarte potrivit pentru anotimpul cald și cu siguranță o să mai recumpăr, dar nu cred că o să mai am cum pentru că este o ediție limitată. Pentru cățelușul meu am avut acest șampon Bon, îl arunc, nu s-a terminat, dar a expirat, i-am cumpărat altul. A fost bunicel, l-am cumpărat din supermarket, a funcționat și a făcut treaba foarte bine. De la Always am avut aceste absorbante pentru piele sensibilă, au fost ok. Am cumpărat din magazinul Misha de produse coreene acest Black Charcoal mască pentru curățarea porilor, dar acesta este de la brandul acesta Apeo, care se vinde, se comercializează în magazinele Misha. N-a făcut absolut nimic această mască, pur și simplu bani aruncați pe geam. Nu am simțit absolut nicio diferență, nici ca textura pielii, nici ca luminozitate, nici nimic, nimic, era ca și cum n-am folosit-o. De la Michael Kors, în sfârșit am terminat acest gel de duș Wanderlust. Există și parfum cu acest miros, îmi place foarte mult, mi se pare extrem de potrivit pentru anotimpul cald. Eu am avut parfumul, nu-l mai am acum, l-am terminat acum ceva timp, dar cu siguranță anul viitor o să-l recumpăr pentru vară, pentru că mi se pare, dintre toate parfumurile pe care am folosit în anotimpul cald, acesta Wanderlust mi se pare cel mai potrivit. Pentru gustul meu, desigur. Încă o pastă de dinți, cred că v-ați obișnuit deja de la Splat, Blackwood, soțul meu doar pe aceasta o folosește, eu o folosesc și pe aceasta, mai folosesc și alta tot de la Splat Biocalcium. Am terminat și nu știu ce s-a întâmplat cu mostra la sine, am rămas decât cu cartonul acesta. Această mostră a fost primită de la Parfumo, de la Jup, parfumul acesta Ice, foarte fresh. Nu mi s-a părut cine știe ce, nici soțul meu n-a fost foarte încântat, deși lui îi plac acestea foarte fresh. Este un parfum ok, nu aș putea să spun foarte multe despre el. Soțul meu nu a fost foarte încântat. De la L'Occitane am terminat această cremă de mâini rose.
Mi-a plăcut foarte mult. Chiar miroasea o grădină în aia de trandafiri. Nu știu, bunica mea avea niște trandafiri în curtea din față și țin minte și acum că exact așa miroseau. Există trei creme diferite de mâini cu mirosul roz. Mie aceasta îmi place, mai sunt încă două, una tot așa cu un ambalaj roz aliu, iar cealaltă are un ambalaj albastru, dar mie aceasta mi-a plăcut cel mai mult. Îți crede cât rose hand cream, atât. Cu siguranță o să mai recumpăr, au creme de mâini foarte bune. De la, ce brand este acesta? Nu-mi dau seama. Ah, Maybelline. Fit Me Maybelline. Am avut acest fond de ten pentru matifiere și pentru micșorarea porilor. Nu mi-a plăcut absolut deloc acest fond de ten. Probabil nu mi s-a potrivit mie pentru că am auzit foarte multe lucruri bune despre el, dar mi se părea că mi-a arătat tenul foarte făinos, mi se părea că mi se accentuează ridurile, că mi se accentuează porii. Pur și simplu mi se părea că scoate în evidență toate problemele tenului. Mie, nu știu, nu mi-a plăcut. Dacă l-ați folosit și cu siguranță există cineva care mă urmărește care l-a folosit pentru că este un fond de ten foarte cunoscut, chiar vă rog să-mi spuneți cum vi s-a părut. Eu am avut nuanța cea mai deschisă, de porțelan, culoarea porțelan, adică foarte alb. Era un pic cam prea alb pentru tenul meu, dar asta este. Nu este terminat, apropo de asta, îl arunc pentru că n-am să-l mai folosesc. De la Johnson Baby am avut și în cam la baie acest săpun Bedtime, miroase foarte bine. Eu am avut și crema și îmi place întotdeauna mirosul acesta de la Johnson Baby, îmi place foarte mult pentru seară. Chiar are un miros care cumva te relaxează. De la, cum se numește, Coco Star am avut această mască pentru buze cu mentă. A fost bunicică, dar mi se pare un pic cam costisitoare pentru ceea ce face. A hidratat buzele, dar poți să găsești un balsam de buze care să hidrateze și să nu-l folosești o singură dată. Plătești mai mult, dar îl folosești de, știu, 30-40 de ori. De la Oral-B, ață dentară, Essential, aceasta a fost fără ceară. V-am mai spus, eu mie îmi place cea cu ceară, am comandat cu ceară, dar am primit pe internet, așa se întâmplă, am primit-o pe cea fără, am să nu n-o mai trimit înapoi, lasem să returneze banii, am folosit-o așa. De la Zara, acesta este un parfum bărbătesc și mai este în el. A fost un set cu două parfumuri, unul de zi, unul de noapte, iar acesta este Intense Dark Exclusiv Tobacco Collection de la Zara. Motivul pentru care l-arunc este că nu mai funcționează, nu mai iese din el. Am încercat să-i schimb pompița, tot așa, nu mai merge, pur și simplu s-a stricat, habar n-am ce s-a întâmplat, dar o să-l arunc. A fost bunicel, n-a costat foarte mult, am plătit 129 de lire acum vreo 2 ani pe două parfumuri. Echivalentul la 60 de lei, mi se pare foarte ok ca și preț. Dragilor, acestea au fost produsele mele terminate în ultima perioadă. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să-mi lăsați părerile voastre în comentarii dacă ați folosit vreunul din aceste produse, ce părere aveți, dacă vreți să încercați ceva de aici. Eu vă urez o zi frumoasă și vă trimit multe îmbrățișări.